Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul AgroTV bine v-am găsit! Încep știrile. Mai multe județe din România au fost mistuite în ultimele zile de zeci de incendii de vegetație. Autoritățile susțin că în cele mai multe cazuri cei care le provoacă sunt chiar fermierii sau gospodarii care vor să-și curețe terenurile agricole, fără să se gândească la consecințele acestor acțiuni. În județul Iași au fost arse mai bine de 150 de hectare de vegetație. Aceea situație se întâlnește și în județul Prahova, unde au ars mai bine de 180 de hectare de miriște, dar și în Bistrița Năsăud, unde Echipajele au intervenit pentru stingerea 25 de incendii, plus 180 de hectare cuprinse de flăcări în județul Bacău. Numărul extraordinar de mare de incendii din județul Iași îi determină pe pompierii din acest județ să facă apeluri în continuu la populație. Vorbim de peste 40 de incendii numai în ultimele 24 de ore. Cele mai multe au fost în mediu rural. Diferite persoane fizice au dat foc la vegetația uscază și au lăsat focul nesupravegheat, Peste 200 de hectare au ars, iar focul s-a extins din cauza vântului. Asemenea, situații sunt la scobulțeni, în apropiere de podul Iloaie, dar și în alte localități ale județului Iași. De asemenea, un incendiu a fost și la un centru de colectare fierve unde peste 15 autoturisme dezafectate au fost arse în urma unui astfel de incendiu.